Muzică, dans, premii și voie bună sunt doar câteva dintre ingredientele cu care vă dăm întâlnire în fiecare duminică la Alba TV. Și în ediția din 23 februarie, surprizele s-au ținut lanț. Am dansat, am cântat, am descoperit povești frumoase de viață, dar am învățat și câteva tehnici interesante de autoapărare. În fiecare duminică de la ora 13, toate privirile sunt ațintite spre micul ecran. E ora la care la Alba TV începe Duminica e chic, emisiune pe care o urmăriți într-un număr din ce în ce mai mare și vă mulțumim. Și în această duminică ați fost alături de noi și de invitații noștri speciali, tinere talente, artiști consacrați sau vedete în devenire. Cel puțin, prima oară, când Sonia a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, am avut impresia că timpul se oprește în loc, așa, un blocaj. Fericirea este de nedescris. Și Sonia a urcat și a doua oară alături de partener și acum a reușit și la fete solo. Ne bucurăm, bucurie, bucurie. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație, sunt pentru prima dată la dumneavoastră și salut pe toți telespectatorii care ne urmăresc astăzi. Și ne mulțumim, mulțumim foarte mult pentru prezență, să știți că aici, în județul Alba, aveți foarte mult, mulți, mulți fani. Nu știu cum faceți, dar sunt mulți. De aceea am ținut să ajung și aici neapărat. Învățăm că lupta trebuie evitată. Nu trebuie să îți faci demonstrația cunoștințelor pe care nici le dobândești într-o sală. Nici alimentată. Exact. Nu, există dialogul. Învățăm să... Dacă situația este într-adevăr fără ieșire, atunci... Hai să spunem că poate să fie îndreptățit, să zicem că să folosească aceste tehnici, dar nici atunci să nu rănească, să nu provoace daune foarte mari, doar să cumva, adică să demonstreze. Stai, te rog frumos cu minte, n-are rost să ne măsurăm, totuși poți să-ți arăt oricând la orice oră că sunt un pic deasupra nivelului tău. Povestea mea a început de când eram la grădiniță, așa, la 6 ani. Și practic acest sport de aproape 5 ani și... Îmi place foarte mult pentru că ajută la dezvoltarea mea și la apărarea. Dar nu e greu pentru o fată? Prima dată am crezut și eu că va fi foarte greu, dar nu. Nu e, nu? Păi și noi fetele suntem puternici, așa-i? Da. Păi să vede și încă cum, deci țineți-vă bine. Aveți de grijă că nu se știe cine ce centură are pe stradă, așadar toată lumea pașnică. Vă văd pe toți desculți, așa trebuie, mă gândesc, dar pe tocuri nu se poate, că am și o curiozitate asta, că fără tocuri la mine nu merge și dacă vreau să practic și eu sportul ăsta, pe tocuri nu merge? Am putea încerca. La sala de antrenament cu siguranță nu o să meargă. Pentru că, nu știu, îmi fac puțin milă de tocurile tale, nu neapărat. A, deci nu de mine, Doamne, ferește, nu, nu de sunt nicio formă, da. Și în primul rând mă gândesc și la partenerul cu care te-ai antrenat, pentru că ai putea să-l rănești foarte rău. Da. Da. Și de asta, ăsta este și motivul pentru care, da, noi... Ăsta este și motivul pentru care eu zic că fetele sunt mai periculoase, că nu se știe ce tocuri poartă. Păi corect. Sau ce poate să aibă într-un toc, sau cum exact, pleacă tocul exact. Respectiv și spre ce direcție. Este imprevizibil tocul. Hey! 3, 2, 1, 0, 10, 8, 9, 10, 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
reproducem, să reproducem acele fotografii în condițiile din timpul nostru. Adică erau, nu știu, erau un moped din anii 60 și am reușit să-i dăm, să facem cu unul autentic, contemporan, să recreăm acea scenă. Și sunt multe detalii de genul acesta.
Până la o nouă întâlnire, duminica viitoare de la ora 13, nu uitați să fiți chic! Iar pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în culisele emisiunii noastre, vă așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii facebook.com/duminicaeșic.